Bucurați-vă și iară zic, bucurați-vă, zice Domnul prin Duhul Sfânt. În clipele acestea, zice Domnul, menadiote briot, pentru că iată menadiote glaidiote briot, eu sunt prezent aici. Puterea mea e prezentă, menadiote briot, Duhul meu este prezent, zice Domnul prin Duhul Sfânt. De aceea, popor de legământ, menadiote praidiot, strânge putere, zice Domnul, menadiote praidiot, pentru că iată vin vremuri grele, menadiote briot, și de multă vreme strig lucrul acesta, menadiote praidiot, și mulți, foarte mulți stau în nepăsare, menadiote praidiot, dar iată până în ziua aceea, când vor veni încercările, tot voi striga, zice Domnul, dar cei care nu iau seama, atunci în ziua aceea încercării mă vor striga, zice Domnul, dar n-am să-i ascult, menadiote priot, pentru că ei n-ascultă în vremea aceasta când strig eu, menadiote priot, și sunt mulți care pun cuvântul meu la îndoială, dar iată, menadiote priot, cuvântul meu, zice Domnul prin Duhul Sfânt, se va împlini, menadiote priot, cu dașamin, menadiote glaidiote priot, pentru că eu sunt începutul, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și sfârșitul, menadiote priot, ca manavol, de priot, în mine nu este schimbare, zice Domnul, nici umbra de mutare, menadio de praidiot, de aceea popor de legământ, bucură-te de clipele acestea de pace, samana vol, menadio de priot, strângeți ulei în candelele voastre, zice Domnul, și gementalaidio de priot, și rezervă să aveți, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, pentru că nu știți cât voi zăbovi, zice Domnul, și voi să aveți rezervă, menadiote praidiot, să nu vă treziți ca cele cinci fecioare nechipzuite, zice Domnul, prin Duhul Sfânt, care și-au strâns ulei în candelă, dar rezervă ne-au avut, zice Domnul, fiți înțelepți, menadiote priot, și strângeți-vă rezervă pentru vremurile acelea, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru că cel care va fi înțelept, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și menaglaidiote praiot, bucuria lui va fi mare, pentru că va avea rezerva, menadiote praidiot, pentru că în zilele acestea, zice Domnul prin Duhul Sfânt, foarte puțin se vestește despre rezervă, menadiote priot, și menaglaidiote praiot, și despre ulei în vase, menadiote glaidiot, dar iată vine vremea când mă voi judeca cu învățătorii care menadiote praiot și care mânuiesc cuvântul meu și nu spun așa cum este cuvântul. Vine ziua și nu-i departe, zice Domnul, când am să mă judec aspru cu ei, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Voi învățătorilor, ce menaglaidiote priot, care vestiți cuvântul meu, zice Domnul, spuneți-l așa cum este, menadiote praidiot, așa cum este scris, zice Domnul prin Duhul Sfânt, ce nu scoateți cuvinte, ce nu adăugați cuvinte, ci spuneți-l așa pur cum este, zice Domnul prin Duhul Sfânt. Pentru că aspru am să mă judec cu cei care fac lucrul acesta. De aceea fiți înțelepți, zice Domnul prin Duhul Sfânt, și în această seară bucurați-vă, zice Domnul, în clipele acestea, menadiote praidiot, pentru că eu sunt prezent aici, masa dragostei mele este întinsă în fața voastră, iată, menadiote praidiot, săturați-vă din bucate alesă, zice Domnul, pentru că, menadiote praidiot, umpleți-vă cu putere, menadiote praidiot,
Duhul, pentru că vin zilele acele grele și mana glaidio de braiot și cei care n-au luat seama la glasul meu și mena vol menaidio de briot vor slăbi în credință, zice Domnul, și unii vor cădea, zice Domnul, și menadio de braidio de briot și căderea lor va fi mare, pentru că unii nu se vor mai putea ridica, zice Domnul. De aceea, popor de legământ, fii înțelept, menadio de braiot, și ascultă sfatul meu și îndemnul Duhului meu cel Sfânt, zice Domnul, prin Duhul Sfânt. Amin.